Superliga vă este oferită de Superbet. 18 puncte diferență, asta în condițiile în care în meciul tur oaspeții de astăzi s-au impus. A fost meci jucat practic pe teren neutru la Târgu Jiu, victoria Craiovei cu 1-0. Acțiunea lui Basa, cât pe ce să se încheie cu angajarea lui Chițu, a respins Iacob din fața vârfului de atac al Craiovei. Început neașteptat de virulent al Craiovei. Da, e corner după 20 de secunde, practic, de la startul partidei. Belgianul Button. Lovitura de cap și gol! Pauza! Gol! Pauza! 45 de secunde de la startul partidei și Pauza înscrie cu capul. 45 de secunde, avem, iată, un campionat, un început de an... La Botoșani, de asemenea, gol marcat foarte repede. Aici... E cel mai da, rapid. Dacă într-adevăr a intrat în secunda 45. Așa mi s-a părut mie. Că e la bătaie cu ce s-a întâmplat la Botoșani. Ochiometric, da. Pauza înscrie cu capul, mult lăudatul jucător argentinian, care marcase o singură dată până acum în acest campionat, în egalul cu Petrolul din deplasare. Se uită unii la alții, jucătorii Rapidului, probabil nu s-au gândit că Pauza reprezintă un pericol, deși mi se pare totuși că ei și-au împărțit niște oameni acolo, dar nu au fost atenți la Pauza. Emers a venit după el parcă Emers târziu. L-a scăpat. Da, Emers l-a scăpat, o schemă frumoasă a lui Nicolo Napoli și se produce această deschidere de scor rapid. Ne bucurăm că încep să apară schemele la cornere. Am văzut și Dică ce schemă frumoasă a făcut la Cluj cu Mioveni la unul dintre cele două goluri. Gol luat din fază fixă, din lovitură de la colț. Destul de bună. Da, tot a lor e mingea. Chițu, un călcăi, acolo este Achim, Pauza. Dar vezi, da, știi că pare simplu, așa că dai cu latul de aici. Dacă o punea în vinclu, era acolo totuși. Doar dacă punea în stânga lui. Lovește mingea într-un fel. Se vede la Craiova, adică pe același stadion. Și unul la Pitești, să-l vedem aici pe Negru. Uite-te cât merge Negru. E aproape de mijlocul terenului. Deci parcă pur și simplu l-au invitat să dea la poartă sau dea la o parte. Da, e deviată, da. Deviată. Nu știi cum se ducea, dar... Cine? A fost atent portarul moldovan. Grea minge. Grea. Și mingea la Iacob. Câștigă. Câștigă și centrare. Incredibil. Chițu are poarta goală. Poate să intre cu minge cu tot. Revedem ce greșeală face Iacob aici. Iacob care pasează la adversar. Bine, aici e speriat. Cred că mai degrabă Florin Ștefan a scos mingea în corner, că era pe lângă. Putea să lase mingea. Craiova s-a orientat bine până la urmă. S-a acoperit bine. Să vedem pe Negru. Negru, poziția bună de centrare. Gol! Ce gol! Bahasa! Ce gol! Ce execuție! Fază! 0-2! Surpriză în Giulești. Aici iarăși lăsat liber Negru, lăsat liber Pauza. Perfectă reluare. Centrarea vine tare, cu forță. Asta l-ajută pe Pauza. Nu trebuie să pune el prea multă forță în execuția lui. Execuție cu stângul în plasă, spuneam, aproape de vinclu. Și Pauza punctează așa cum a făcut-o și etapa trecută, când Craiova a bătut pe Universitatea Cluj. A, previzibilă, dar iese. Este lovitură de la... Cam pierduse startul. Cred că va avea o reținere. Aici e ce unghiul. Atinge minge. Joacă minge. Ioniță. Da, ceilalți da. Emers. Bună da. Centrare. Oh. Bună centrarea lui Onea, din nou, bună. Bună centrare. Lungă, de forță. Bine. Nu i-ar păsa.
Și au fost situații. E, aici Ganea, care este odihnit. Ganea a intrat de pe bancă. Vine Onea, Ganea! Da, de-aia l-a băgat pe Paramatis, înseamnă. Nu știu, n-avem din lateral reluarea. Arbitrul n-a semnalizat. Dacă ar fi fost ridicat pentru că avem VAR, dar faza a continuat. Se uită, cred, Moldovan la arbitrul asistent. Nu că ar mai conta intervenția lui Moldovan, dar cred că mai degrabă șutul slab al lui Gane. Bate un stângaci de acolo. Sefer și o minge reluată în cădere de Iacob. Ia să vedem. Nu e offside. Și Iacob agață această minge precum un hocheist. Cu călcâiul, da? Cu călcâiul. N-avea altă variantă. Mingea acolo i-a venit. Ce gol! Ce gol reușește Iacob! Gelovită cu capul de Albu și a ajuns acolo în zonă. Superliga vă este oferită de Superbet.